Medicii din Timișoara trag un semnal de alarmă. Noile tulpine ale virusului SARS-CoV-2 nu doar că sunt mai contagioase, ci persoanele infectate sunt din ce în ce mai tinere. O gravidă în luna a 5-a a murit aseară la maternitatea Bega din oraș. Alte două sunt internate la secția de terapie intensivă. Tânăra gravidă în vârstă de 32 de ani a ajuns la maternitatea Bega în urmă cu mai bine de o săptămână infectată cu COVID-19. Imediat a fost internată în secția de terapie intensivă. Starea ei s-a deteriorat cu repeziciune, iar aseară a făcut un stop cardiorespirator și a decedat. Analizele au arătat o afectare pulmonară masivă. Pe parcursul internării, starea generală nu s-a îmbunătățit. Dimpotrivă, exista o perioadă de agravare cu scăderea de concentrații de oxigen. În cursul zilei de ieri, saturațiile au scăzut sub 70%, motiv pentru care colegii de la terapie intensivă în jurul orei 13 au decis intubarea pacientei. Medicii spun că în secția de terapie intensivă mai sunt încă două paciente, o proaspătă mamă și o gravidă, aflată într-o stare gravă, pe sistem respirator asistat. Agresivitatea virusului în ultima perioadă este din ce în ce mai mare. Sunt tot mai multe cazuri care, din păcate, spre deosebire de început, când majoritatea erau asimptomatice, COVID pozitive, dar asimptomatice, numărul de cazuri de la medii spre grave este din ce în ce mai mare. Specialiștii de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara spun că în ultima perioadă a crescut numărul tinerilor care fac forme din ce în ce mai grave de boală. Majoritatea celor internați în spitalul aflat în linia întâi în lupta împotriva COVID-19 sunt persoane cu vârstă mai mică de 60 de ani. Dacă acum câteva luni erau persoane în vârstă cu multiple comorbidități, a început boala să afecteze și aceste persoane mai tinere. De asemenea, femeile gravide se pare că reprezintă un factor de risc de evoluție severă. Ginecologii spun însă că virusul nu se transmite, cel puțin deocamdată, de la mamă la făt. Bebelușii de numai câteva zile care au ajuns în spital având COVID-19 s-au infectat după naștere. În urma mai multor teste, câteva zeci de teste efectuate, am constatat rezultate negative la toate testele. Practic, virusul nu a fost identificat în lichidul amniotic, ceea ce în urma experienței noastre traduce faptul că fătul este protejat. Astăzi, la maternitatea Bega erau internate 14 gravide infectate cu COVID-19. Anul trecut, la maternitatea Bega din Timișoara, au fost internate aproape 1000 de lehuze infectate cu SARS-CoV-2. De asemenea, peste 250 de gravide au avut nevoie de asistența medicilor, fiind depistate cu COVID-19. Medicii se așteaptă ca anul acesta numărul cazurilor să crească și asta din cauza virulenței cu care acționează noile tulpini. Pentru Focus de la Timișoara, Ovidiu Vărădeanu, Prima TV.